Mulțumim, preacucernicului părinte consilier Mihai Dobocan de la Biserica Parohia Pororisim din Zalău. Să-i țină Dumnezeu darul și să-i dea sănătate, că ne-au bucurat și cu prezența la Sfânta Liturghie, și cântările care ne-au cântat așa de frumos, și predica cuvântul de învățături. Mulțumim preacucernicilor părinți care au fost alături de noi azi noapte, adică aseară, azi noapte și astăzi. Iată, au fost de seara de la 7:30, de la 8 și până la ora asta rugăciuni aici. Să fiți fericiți, iubiților! Mulțumim dumneavoastră tuturor! Să ne ajute Dumnezeu și la toți binefăcătorii care ați făcut bine în acest locaș, îl faceți, să mai veniți mulți ani pe aici și să veniți și acum în 29, să-i facem bucurie la Dumnezeu și la preasfințitul nostru, așa cum a fost și aseară și astăzi. Pentru că dacă ați venit, pentru dumneavoastră ați venit. Ce mi-a plăcut o expresie a unui părinte ce mi-a spus, că a spus mitropolitul Clujului, înaltul Bartolomeu, într-o predică la Nicula, știți că la Nicula merge lume multă, și noi azi noapte cu părinții toți și toată opția mănăstirii a rămas marcați câtă lume a fost. Cred că așa mă sunteți, te-ați spus pe la umbră, am început să ieși de la umbră. Așa că zicea mitropolitul, Dumnezeu să-l ierte, aici, adică acolo la Nicula, dacă a venit un ateu aici în mănăstire, să întoarce acasă creștin. Așa am spus și eu azi țară, dacă aici au fost mii de oameni, între cei mulți și păcătoși sau mai puțin credincioși, sau chiar de alte credințe, s-au întors, eu cred, convinsă, mai aproape de Dumnezeu și mai aproape de Maica Domnului. Așa și astăzi, iubiți-vă. Mă bucur mult că v-a ajutat Dumnezeu și ați venit și astăzi. Ce să mai zic eu? Eu mi-e drag să spun mesajele părintelui Arsenie Boca, care ni le-a spus nouă și vi le transmit și dumneavoastră, după cum ați mai văzut și cu alte ocazii. Ce mi este drag să vă spun despre rugăciune ce ne spunea părintele Arsenie. Rugăciunea este respirația sufletului, precum aerul este respirația trupului. Un suflet care nu se roagă este mort, precum un trup care n-are aer este mort. Și luați bine cuvântul ăsta, are mare însemnătate. Mi-e drag să vă spun ce ne-a spus iarăși nouă, la Maici. A zis, rugați-vă mult lui Dumnezeu, mă, să nu roșiți în fața lui în ziua judecății, că atunci când el va veni pe norii cerului, de acolo se va uita peste noi nenorociții, să caute pe cine seamănă cu el, că omul ia chipul și asemănarea aceluia pe care îl iubește și îl slujește. Dragii mei, nu-i dă joacă cu sufletul și cu Dumnezeu. Dacă suntem buni, dacă ne rugăm, dacă facem bine, dacă avem o inimă curată, nedesfrânată, neîmpătimită, nebețivă, nafumată de țigară, da? Îl vom vedea pe el. Dacă le avem acestea, n-avem cum să-l vedem. E un cuvânt foarte greu, că va căuta asemănarea cu el. E cu tremurător, iubiților, că eu când mă pornesc nu mă mai pot opri și văd că nu vă pierdeți răbdarea. Faceți-vă, cum spuneam și aseară, cât a
au fost de mulți aseară și cât sunteți și astăzi, dacă ne-am face un program de rugăciune în casa fiecăruia din dumneavoastră, din familiile dumneavoastră, mai tinere, mai în vârstă, să vă faceți un program. Vedeți că în viața asta, de zi cu zi, ne organizăm problemele vieții și lucrurile și facem planuri și le ducem la împlinit, le plinim unele. Acest plan al mântuirii, faceți-l bine. Faceți-vă milă de sufletul dumneavoastră și de sufletul acelor mulți care pierd. Vedeți dumneavoastră că omenirea piere, piere în fără de legi și în păcat. Faceți-vă program să citiți în fiecare seară, că ziua n-aveți vreme să vă rugați. Sunteți patru într-o familie? Unul citiți Paracrisul Maicii Domnului, unul citiți un acatist, unul citiți câțiva psalmi, unul citiți din Scriptură? Așa atragem asupra noastră și asupra lumii întregi binecuvântare. Însă dacă nu ne trage inima la rugăciune, îi bai cu noi. Dovedim necredință în Dumnezeu. Pe dumneavoastră aici câți ați venit? V-a adus credința, dar aceasta să o faceți lucrătoare, iubiților. Să dovedim și să acoperim cu faptele noastre. Iubiților, încă o dată vă urăm multă sănătate și putere de rugăciune și vă așteptăm și de 29 august, așa numai cât ați fost astăzi. Doamne, ajută vă dată, Părintele Consilier, să anunțați și programul de milă. Iubiți credincioși, 3 sau 4 preoți o să vă ungă cu un de lemn sfințit, și în câteva locuri este pusă anafură pentru fiecare dintre dumneavoastră. Dorim să urăm un sincer și un călduros la mulți ani tuturor celor care poartă frumosul nume de Maria, tuturor măriilor, multă sănătate, mulți și binecuvântați ani alături de toți cei dragi. Iar acele care au purtat acest frumos nume și nu mai sunt printre noi, ci se bucură în cer și se lesc cu îngerii, Dumnezeu să ierte și să-i odihnească. Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni, să ne binecuvinteze și să ne ajute tuturor. Amin.